despre mândreața de apoi, este o mândreță. Asta am încheiat. Printr-un coritor, justeția, deci adevărul, trebuie să fie, justeția trebuie să fie cea care lovește. Din reînnoirea miezului străvei, adică din ceea ce este. Bunăstarea, cea care determină un comportament spiritual al coritorului, adică ceea ce trebuie să fie. Iar frumosul, ceea ce îl delimitează ca voitor și dătător de sensibilitate estetică. Frumosul închipe o simțire afectivă. Voitorul care nu reușește să producă afectivitate, să stâmpere, trebuie să se lase de voit. Oare nu stă în orice trup. Nu se cuibărește oriunde. Coritul este un dar spiritual. Este o disponibilitate, înseamnă inspirație, măiestrie, este o circunstanță favorabilă. Este un prilej care îți aduce fericire și izbândă. Coritul înseamnă mai mult decât o facultate de stat. Nu poate să. Omul care poate voi, e fain, e mândru. Doamne, mândru să știi voi. Dacă n-aș putea voi și n-aș fi voit, după cât am văzut în lumea asta, cred că aș fi nebunită. Cât e văd în catezuma. Horea te împlinește. Face omul întreg și când vine sol și te duci să-ți cauți soța, fata să întreabă, vă zice oare astea, știi holii, știi șuiera vienți, știi învârtii. Astea serbile, oare nu știi holii, e alege așa. Și apoi așa țică neamul, după cum ți-o scolele și jocul și șuiera. Zice, mai du-te după bolundul acela. Zice, e un bolund fain. Că nebunia, spune Rafael Noi, la un moment dat, zice, când este o nebunie asemănătoare cu nebunia lui Dumnezeu. Bă, eu vreau să rămân aici, în nebunia asta. Totdeauna am întâlnit în comunități oameni nebuni, dar nebuni de frumusețe. Mi-au dat forță. Omul din ziua de astăzi simte așa, foarte atent că te face o mântuire. Omul din ziua de astăzi simte neînțelegere, conflictele de ceapă și toate acestea, îi provoacă un confort. Conflictul dintre el și lume și contradicțiile neînțelegerilor din sine însuși. Stabilitatea, liniștea, unde o afla? În frumos. Pentru el frumos este aparea care este legată de lumea simțului și de modul de a fi, reprezintă realitatea și modul lui de a se arăta. Este o veste voită. O comunicare, un târg, oare aproape dimensiunea binelui și adevărului. Deci, în Bolești trebuie să creeze o stare de bine. Crezi o stare de bine, horea de bine. Dacă este horea de suferință, înseamnă că după suferință vine nădejdea și după nădejdea vine nădejdea vine fericire. Eu dă-i caut fericirea asta și când tot așa și văd să le ași pline de tine la Ateneu Roman, văd să le pline la Catedrala Sensului din Paris, văd să le pline de japonezi și cântă după mine, văd să le pline de coreeni și de chinezi, și mă duc în satul meu, îmi vine să plâng. Ce forță poate să scrie un loc. Un loc poate să fie, un prelejuitor, o carte să fie un prelejuitor. Un tâmpar. Dumneavoastră,
dumneavoastră pentru mine sunteți un prelușitor. Atâta de putere că am venit în seara, dacă știu dumneavoastră de unde vii acum, cum ați crede? Cum cerpe? Și am zis, nu, acolo trebuie să mă duc. Și am spus, Revoluțiu, o lăsăm pentru altă dată. Vă aștept la concertul de la Ateneul Român, unde o să mă arăt ca artist. O să duc cu formația Arhiuț și cred un muzician, Claude Lange se cheamă, pe la Paris s-a întâmplat din anul trecut. Este un instrumentist extraordinar. O să vedeți o altă față de Gheorghe și în 13. Vă aștept la un ser, în trei, în depânt cu arogonii frâșeroți din Bogea. Vă aștept la Nissan, unde mă întâlnesc cu prietenii mei care au răsfărit toate sările mari de concerte din lume. De exemplu, George Petrea, un mare baritor ai lumii. Nu am spus ce este România. Și pite și mai pite. Ce rugăminte am eu? Pentru că am de la nevoie. Cum a ajutat dumneavoastră, aveți fel și fel de muzici cu mine. Vă urmăresc. Dar dacă nu aveți acest CD, înseamnă că nu aveți. Deci atenție că omul se schimbă, eu nu mai sunt frunză verde ca aia mea. Și nu sunt cântă cu bucovină. Atenție! E felul 3. Eu am ajuns la felul 3. Este felul 3. Mă rog să mă încas felul 3. După ce mă încas felul 3, vreau felul 2 și felul 3, apoi vă duceți la bucovină. La cântecele acestea. Deci nu mai sunt până ce am fost, nu sunt ce am fost eu. Și aici am încercat să vă explic ce cu mine. Un muzician scrie bine. Asta nu s-a arăt. Că un muzician poate să scrie bine. Și scrie bine, scrie oameni, nu scrie bine. Nu, până nimeni, frățile. Știți de ce se cumpă în carte? Pentru că e povestea mea, dar nu cum am stat eu în interior, fotografii cu mama în brațe, nu? Găsiți aici lucruri interesante. Și uitați-vă dincolo de cuvânt. Ce aspră cartea. Este la Manitas. Deci, aveți, nu aveți. Eu nu știu cum să nu prezintă, ci când vin la câte o cuvântare din asta, nu-mi place să vă spun la cuvântare, că vin cuvânt și gata, că tare nu-ți vorbesc. Și nu știu să potrivesc pe cuvânt, să bagă peste ce te lași, peste filozofii. Să aveți grijă, cum vă duceți. Mă, sunt domnul în bun, e copil. Și sunt domnul în bun, e copil. Bă, cine vorește, trebuie să vorească. Și eu zic așa, când cânti prin corea, eu nu le oprești. Nu vorbești și când vorbești, nu cânti. De data aceasta, eu n-am vorbit, eu n-am să înțelege. Prin cuvânt, am cântat. Dacă v-am apropiat de cânte, ce v-am spus în sala asta aici, este foarte important. Cum am pus la conservator? Eu am pus 30 de ani la conservator, scriu cărți. Eu scriu cărți pentru a se înscăuna. Nu pentru că e drag să scrie. Eu nu sunt înscăunat. Doctorache! Clopul și viața mea. Și dacă dumneavoastră luați hârticita asta și o țâciță așa singurei, singur o stai, să știți că de cărnă când o să scăpați cu două lacrimi aia care înțelegeți. Să vedeți că aici m-am arătat. Cât de cât. Să vedeți cum e viața și cum e soare. Cântecul ăsta, când e ce vă trebuie să cânte acum, o să fie altera. Îl cânte, și-o cântați cu mine.
Să ne mai mulți.